Laudat să fie numele Domnului și binecuvântat să fie Cel ce ne-a mântuit. Iubiți frați și surori, v-aș invita cu respect să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8. Citim de la versetul 26 până la versetul 40 inclusiv, pasaj cu subtitul Filip și famenul etiopian pagina Sfintele Scripturii 1065, fapte 8, începând cu versetul 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis, Scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care se coboară spre Ierusalim, la Gaza, și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candacea a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip, Dute și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis, înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și-a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui cel tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip, rogute, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Isus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns, cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Iubită biserică, scump oamenii lui Dumnezeu, dragi prieteni, ne bucurăm că în această dimineață putem să fim la părtășie în casa lui Dumnezeu împreună cu dumneavoastră. Vă aduc sfinte salutări din partea Bisericii din Kitchener, Canada, salut care se găsește în Salmul 20, să vă asculte Domnul în ziua necazului. Și oricând veți striga la Dumnezeu, indiferent că este greu sau bine, Dumnezeu cel Sfânt să vă asculte rugăciunea. Mă bucur că împreună cu soția mea, Diana, pot fi împreună cu dumneavoastră. Vreau să mulțumesc fratelui Pastor Cristi Boariu, care ne-a înaintat această invitație să fim la părtășie. Îi mulțumim din toată inima că ne-a îngăduit să fim cu dumneavoastră, dorind din toată inima ca Dumnezeu pe dumnealui să-L binecuvânteze și împreună cu El pe dumneavoastră, pe toți împreună. Dorim ca Dumnezeu să vă lase har și sfinte binecuvântări și de la distanța aceasta lungă vă ducem Sfintele Salutări cu multă bucurie, fiind bucuroși că în această dimineață putem să fim la această minunată sărbătoare împreună în Casa lui Dumnezeu. Minunat când oamenii aleg și doresc să-și predea viața lui Dumnezeu, o nouă zi în care putem să vedem că Evanghelia încă are putere, încă lucrează, iar rămâne întotdeauna în picioare. Dar ne bucurăm când vedem această mărturie sfântă, eu zic, lăudat să fie Domnul. Dragii mei, când vorbim despre viața umană, am putea să o asemuim cu o călătorie. Viața noastră este o călătorie. Una dintre sururile care se botează în ziua de azi a trecut peste 70 de ani. Dacă ar fi să o întrebăm cât de repede a trecut viața, mă gândesc că ar spune foarte repede. Așa se întâmplă, privind peste ani în urmă, uitându-ne la ceea ce a trecut în spatele nostru, și ne dăm seama că mai ieri eram copii, mai ieri ne-am căsătorit, mai ieri făceam visuri și uite că în ziua de azi vedem cum peste aceste visuri au trecut ani. Viața noastră este o călătorie. O călătorie care poate fi cu multe peripeții, cu multe dificultăți, cu multe zile frumoase, cu multe biruințe deosebite, dar și cu multe încercări. În asentimentul acesta, la un moment dat, era întrebat un om al lui Dumnezeu despre ce vârstă are? Noi în Canada nu avem voie să întrebăm întrebarea aceasta, că cultural nu avem voie. Așa este situația. Se spune că nu-i frumos să pe cineva că ți-a nare. Mă eu să român și îmi permit. Și dacă ai întrebat pe cineva că ți nare, ți-ar spune omul că așa e normal în societatea noastră. La un moment dat, Faraon întreba pe Iacov. Care este numărul zilelor, anilor vieții tale? Complexă întrebare, la care Iacov răspunde. Zilele anilor observați călătoriei mele sunt 130 de ani. Călătoria vieții acestui om a parcurs 130 de ani. Și viața noastră poate fi asemuită cu o călătorie. O călătorie pe care ne-am pornit, fără să fi fost întrebați dacă vrem sau nu să pornim la drum, dar Dumnezeu a îngăduit să venim și noi în lumea aceasta, să începem drumul vieții noastre și arată ca o călătorie. În această călătorie fiecare ne putem lăuda poate cu zile sau cu ani, la un moment dat un copilaș într-o biserică a vrut să cânte o cântare și a cântat frumoasa veche cântare Am îmbătrânit de zile, la care a început biserica să râdă, că nu chiar se potrivea acestui copil. Dar cântarea a făcut sens pentru el. Unii au îmbătrânit de ani, alții au îmbătrânit de zile. Fiecare după proporția măsurii noastre. Ei, dragii mei, zilele noastre trec, călătoria noastră Continuă. Și în această călătorie, noi în viața noastră avem, dacă vreți, un scop ca și oameni. Încercăm să înțelegem cine suntem noi și de ce suntem aici. La un moment dat în viață, fiecare om va trebui să se confrunte cu patru întrebări existențiale. Acestea, într-o formă sau într-alta, apar și în descoperirea, crearea identității noastre, aceste întrebări necesită un răspuns. Întrebările acestea sunt cine ești tu? În primul rând, cine ești? Nu doar cum te cheamă, nu doar cine sunt părinții tăi, dar cine ești tu ca și persoană. Apoi, întrebarea este de unde vii, de ce ai venit în lumea aceasta. O altă întrebare existențială, o alta este unde mergi. Dacă ai venit, unde mergi, care este destinul, care este destinația. Și a patra este cum vei ajunge tu acolo, ce se va întâmpla când vei ajunge acolo. La un moment dat în viață, fiecare din noi va trebui să ne confruntăm cu aceste întrebări, că vrem sau nu vrem, ele apar pe parcursul vieții noastre, ne confruntă mintea noastră și va trebui să găsim un răspuns. Există o foame înscrisă în inima omului încă de la naștere, înscrisă de Dumnezeu noi, Omului Dumnezeu Eclesiastos spunea în cartea sa, capitolul 3, cu versetul 11. Că Dumnezeu a scris un om. Chiar și gândul veșniciei. Măcar că omul nu poate cuprinde toată lucrarea lui Dumnezeu, de la început până la sfârșit. În inima noastră, Dumnezeu a înscris un gând al veșniciei. Și de aceea, în timpul vieții noastre, omul se gândește la divinitate, omul se gândește la ce este de dincolo și fiecare are să se confrunte cu aceste întrebări aș vrea să spun că și ateii cred că este Dumnezeu. A spune ca să nu face sens că un ateu prin definiție nu crede. Dați-mi voi să vă spun o întâmplare care am trăit-o eu. Vorbeam cu o persoană care la un moment dat avusese o întâlnire cu Dumnezeu, dar cuprins de anumite păcate și stări a căzut într-o stare de împietrire și împotrivire totală. Și acum a căutat să ne convingă că nu este Dumnezeu. La care eu îi spun astfel, auzi, dacă Dumnezeu chiar nu există, care e frământarea ta atunci? Eu niciodată n-am încercat cu cineva să-i argumentez inexistența lui Moș Crăciun. Chiar nu mi-a fost niciodată în gând gândul acesta. Uite, vreau să-ți dau dovezi concrete că Moș Crăciun nu există. Eu locuiesc în Canada, la aproape de Polul Nord. N-am văzut niciodată o sanie zburând de supra casei mele. Moș Crăciun nu există. Și vin cu alte argumente. A spune că mi-am pierdut mintea. Să încerc să explic inexistența unui caracter fictiv. Dar toți știm că nu există. Și dacă nu există, de ce m-aș frământa eu să-i arăt inexistența? Ei, dacă există cu adevărat Dumnezeu, atunci ai avea împotriva ce să lupți, pentru că El chiar este. Și frica că este Dumnezeu te conduce ori să te pocăiești, ori să lupți împotriva Lui. Ziceam acestei persoane, care-i frica ta? Pentru că Dumnezeu chiar este și dacă tu crezi că este și viața ta nu corespunde, va trebui ori să-ți schimbi viața, ori în mintea ta cumva tu să te convingi că El nu este, măcar că El rămâne. Ei, dragii mei, Dumnezeu există. Și această realitate este înscrisă în inima, în existența noastră. Ne uităm la viața noastră, dragii mei, și ne uităm la deciziile care trebuie să le luăm și realizăm că la un moment dat avem nevoie să avem această întâlnire cu Dumnezeu. În fața noastră stau 10 candidați de care ne bucurăm și spunem din toată inima, Domnul să-i binecuvânteze. Vârste variate, dar dacă am înțeles bine, cea mai tânără la 15 ani. S-ar putea pune o întrebare, o domnișoară la 15 ani, ce nevoie are de Dumnezeu? La 15 ani. La 15 ani de-abia încep să descoperi de fapt care este sensul vieții. La 15 ani deja își face planuri pentru a termina liceul și a intra către facultate. La viitor ați începi o carieră, a te căsători. Ăsta e visul român. Nu știu cum e la dumneavoastră, dar noi în diaspora mi o rămas înscris visul român în inimă. Să te căsătorești. Asta fiecare copil de când are 3 anișori, trebuie să-i se spună că trebuie să se căsătorească. Bunicuțele la baby room discută între ele ca să vadă care e ne nepot cu care nepot, e bun de căsătorit. Asta e înscrisă noi. La 15 ani încă îți faci planuri de viitor. Ce nevoie ai de Dumnezeu? Au nevoie de Dumnezeu cei care sunt la apogeul vieții, cei care acum sunt la rampa de ieșire de pe autostradă și care la un moment dat vor ieși din viață. Ăia se gândească la Dumnezeu, dar la o vârstă tânără, viața ți înainte, distrează de bucură -te. ce nevoie ai de Dumnezeu? Și realitatea este, dragii mei, că foamea după Dumnezeu conduce omul să caute, că Apostolul Pavel spunea în Atena, omul caută pe Dumnezeu bâșbâind, măcar că nu-i departe, e acolo. El vrea să fie găsit de noi, El se descoperă nou, El ne cercetează, mărit să fie în numele Domnului. Dumnezeu ne cheamă, dragii mei, și Dumnezeu ne caută să-L întâlnim. Și suntem chemați să venim la Dumnezeu răspunzând pozitiv chemării sale. Se pune întrebarea, de ce? Și dacă ar fi să extindem și să extrapolăm, am pune o întrebare per total, de ce ar avea nevoie cineva de Dumnezeu? Gândiți-vă la omul despre care citim în această dimineață. Un om care nu ni se dă numele lui, dar un om cu o poziție foarte înaltă. Recitesc încă o dată versetul 27. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen, cu mare putere, l-a sa candace a, a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei dragii mei. Într-un cuvânt, omul acesta ar încapsula ceea ce noi numim PCR, pile, conexii și relații. Omul acesta era într-o într poziție extraordinar de înaltă. Avea tot ce avea nevoie, bani, avea. Avea de-a face cu imperiul, avea de-a face cu casa regală, avea de acolo tot ceea ce era necesar. Și dacă el avea o problemă, dacă noi suntem învățați cu pile și conexii, păi ăsta cu adevărat avea pile și conexii, ăsta avea tot ce avea nevoie. Dădea, dacă vreți, în proverbial vorbind, un singur telefon și pe loc se rezolva problemele. De la casa imperială, orice era nevoie venea, îngrija visteriile împărăției nu a unei companii, nu a unei bănci, ci întreaga împărăție de unde venea el, toate visteriile erau la îndemâna lui. Omul acesta era ultraconectat. Și eu m-aș gândi că un om în așa o poziție, care avea la îndemână tot ce dorea, care se bucura de bogățiile casei regale, care avea mâncare în fiecare zi, omul ăsta mânca select în fiecare zi, nouă ne place ca o experiență din când în când, să mânci poate un steak, mergi la un restaurant de lux, asta o dată pe an că-ți permiți. Dar omul ăsta mânca în fiecare zi în felul acesta. Nu ducea lipsă de nimic. Și cu toate astea, Omul acesta are o foame înscrisă în inima lui. Omul acesta are o nevoie înscrisă în viața lui. Nevoia aia este nevoia care duce pe om să-l caute pe Dumnezeu. Și nevoia aia există în fiecare din noi. Unii îi dau voie să se manifeste și prin aceea nevoie sunt conduși să-L caute pe Dumnezeu întâlnindu-L și alții caută să năbușe aceea dorință din inima lor. Dar fiecare avem această nevoie și dorință înscrisă în inima noastră. Aș vrea să vorbesc în această dimineață despre niște momente importante în drumul vieții noastre. Sunt momente care ne-au rămas pe poze. Le-am făcut când s-au născut copilașii, le-am făcut când au ajuns la școală, când au terminat școala, când au mers la facultate, le-am făcut la nuntă, le-am făcut când i am cumpărat prima casă și acele poze creionează pentru noi ceea ce a însemnat viața noastră. Aș vrea să vă spun că în albumul de, vi de poze a vieții noastre Trebuie să apară niște momente cheie. În drumul vieții noastre, aceste momente vor trebui să se regăsească. Și dacă recitim cu atenție pasajul acesta, de trei ori vom găsi cuvântul drum. În drumul vieții noastre, sunt trei momente specifice care vor trebui să se regăsească în viața noastră. Haideți să le observăm. În primul rând, este momentul întâlnirii. Ne spune versetul 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis, scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa candace etiopenilor și grijinul tuturor viserilor ei, venit la Ierusalim ca să închine, se întorcea înapoi. Observați că drumul acesta care duce spre pustiu era parcurs de un om care era în căutare de Dumnezeu. Un om în inima căruia foamea aceea după Dumnezeu l-a condus la o distanță lungă să meargă într-o țară unde au zise că Dumnezeu lucrează. El auzise din Etiopia că Dumnezeu în Israel face minuni, că Dumnezeul lui Israel este un Dumnezeu viu și lucrător. A aflat despre acele întâmplări cu profeții vechi testamentari, cu acele întâmplări deosebite. Și omul acesta flămând după Dumnezeu, a venit să-L caute pe Dumnezeu în țara în care aflațe că Dumnezeu este. De remarcat, în schimb, este sintagma, drumul care duce în pustiu drumul spre Gaza care este pustiu Asta mie îmi spune, dragii mei, că Dumnezeu pe tine și pe mine ne vede acolo, în pustiul vieții noastre, unde nu te cunoaște nimeni, unde nu știe nimeni povara, unde nu știe nimeni lupta, Dumnezeu te vede. Acolo, în mijlocul contextului social, în care toți râd, toți mănâncă, toți se distrează și tu zâmbești fals ca să menții imaginea mai departe, în pustiul vieții tale, în inima ta în care frământarea și lupta există, Dumnezeu Dumnezeu te vede, dragul meu ascultător. ăsta e Dumnezeu care ne iubește și ne caută, mărit să fie în numele Domnului. Ne spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu îl inițiază pe Filip și îl trimite să-l caute pe omul acesta. Știți de unde venea Filip? Filip venea de la evangelizare. Mai devreme ne spune că în Samaria s-a făcut o trezire extraordinară. Filip predică Evanghelia, coboară Duhul Sfânt peste locul acela și se fac semne și minuni. Mai vin și apostolii Petru și Ioan, se roagă pentru cei ce au fost botezați, primesc și Duhul Sfânt și din sărbătoarea asta extraordinară, dintr-o părtășie minunată, în dimineața aceasta a fost minunat la adunare, lăudat să fie Domnul. Am ascultat cântările. Ce frumos s-a cântat, ce minunat s-a simțit prezența lui Dumnezeu. Eu zic, încă o dată, lăudat să fie Domnul. Mă gândesc cât de frumos e să stai în casa Domnului, să simți nu doar o cântare frumoasă ascultând-o, ci să simți părtășia Duhului Sfânt care prin aceea cântare pătrunde în inima ta, prelucrează viața ta, atinge mintea ta, e ceva deosebit. Și gândiți-vă că la o astfel de părtășie sătea Filip, era bucurie mare, erau frații adunați împreună, venise Petru și Ioan Sfinții Apostoli și cu toți la oaltă din părtășia aia, Filip aude o voce și Domnului spune, spre Gaza este un drum care merge în pustiu, du-te acolo. Să zică Filip, Doamne, dar la pustiu? Dar aici e nevoie de mine, uite, aici sunt foarte mulți, aici mai sunt alți oameni care au nevoie să audă Evanghelia, aici sunt bolnavi care au nevoie de ungere cu un de lemn. aici e nevoie să ne rugăm pentru alții, Doamne, aici e nevoie de mine. Și Domnul îi spune, Filip, în pustiu este un drum, în drumul acela, afar de scorpion și șerp, nu este altceva. Dar un om flămând care caută pe Dumnezeu merge pe drumul acela și vreau să mă întâlnesc cu el, ieși în față și caută carul. Și Filip, mișcat de Duhul Sfânt, fuge înainte și îl vede. Pe etiopian. Gândiți-vă, dragii mei, că în viața noastră, în drumul vieții noastre, există un moment al întâlnirii, când va trebui să ne întâlnim cu Dumnezeu. Un moment în care Dumnezeu, din eternitate, l-a rânduit pentru noi, în care să ne vorbească, să ne cerceteze, să ne arate că ne cunoaște. Poate dimineața asta este momentul acela pentru tine, dragul meu ascultător. Poate în dimineața asta este momentul în care, cu toată frumusețea ceea ce se întâmplă aici, tu stai ascultându-mă în pustiul vieții tale. Nu-ți știe nimeni frământarea de acasă. Nu-ți știe nimeni problema cu soțul tău, cu greutățile familiale. Nu-ți știe nimeni luptele din mintea ta cu gânduri depresive. Dar Dumnezeu te vede în ziua de azi. Dumnezeu în pustiul vieții tale te cunoaște și știe nevoia. Și motivează o biserică întreagă să intre în acțiune pentru a fi pentru tine cadru potrivit să-l întâlnești pe Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Știți că Dumnezeu are metode de a rezolva problema noastră într-un mod excepțional? Eram plecat în vizită într-o altă țară și întâlnindu-mă cu un om acolo, îmi povestește un picuț despre istoricul vieții sale. Am avut niște lupte foarte mari, zicea el, niște vicii care m-au ținut și de care nu puteam să mă las. Am încercat, nici de cum nu puteam să mă opresc din ele. Mi-am dat seama că pentru viața mea nu există nicio șansă. Și la un moment dat, într-o biserică, într-o localitate, era o zi specială de rugăciune. M-au că a venit un om al lui Dumnezeu. M-am dus și eu, dar pentru că era plin și nu mai era loc, am stat afară, erau geamurile deschise pe alături și auzeam ce se spune înăuntru. M-am pus lângă un copac și am început să plâng acolo. Și am zis, Doamne, dacă mai vedea și pe mine că sunt aici, dacă mai vedea și mie frământarea, lupta vieții mele, dacă m-ai vedea și problemele care eu mă confrunt, ai vorbit și pentru mine ceva. Și deodată zicea fratele acesta, el îmi povestea personal, predicatorul de la Amvon se oprește, iese afară din adunare, în timpul mesajului, se uită și mă țintește cu ochii lângă copac și îmi spune, pentru tine am ieșit, și am început să plâng, a venit lângă mine, spunem -mi, zim repede ce ai nevoie, că mă duc înapoi la predică. M-a scos Duhul Sfânt afară, spunându-mi că aici este un om care are nevoie de atingerea lui Dumnezeu, ce ai nevoie. Și am început să plâng, mi-am vărsat amarul vieții, i-am spus care-i lupta mea, s-a rugat acolo pentru mine. Din ziua aceea, Dumnezeu mi-a dezlegat povara și mi-a dat biruință, mărit să fie în numele Domnului. Dumnezeu te vede pe tine în pustiul vieții tale și Dumnezeu pune în mișcare multe lucruri ca pentru tine să fie un moment al întâlnirii. Noi am gândit că ziua de azi a fost programată cu mai multe luni în urmă, au fost cerințe de botez, Evanghelia a lucrat, mărit să fie Domnul, biserica aceasta s-a organizat pentru această, acest zi de botez, această evangelizare. E un moment frumos care a fost planificat mai de mult. Știi că momentul acesta n-a fost planificat pentru Biserica, ca muntele Sionului, momentul acesta a fost planificat pentru tine care azi cuvântul, pentru tine care ești în pustiul vieții tale. Dumnezeu toate astea le-a pus în mișcare să-ți arate că El te iubește. Zic încă o dată lăudat să fie Domnul. Este un moment al întâlnirii care trebuie să se întâmple în timpul vieții tale. Știți ce este interesant? Azi, în lumea creștină, cel puțin acum România, sărbătorește ziua de Rusalii, corect? azrusalile. Vorbim despre coborârea Duhului Sfânt. Știți care este agentul care intervine aici în lucrare? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Mai târziu vedem pe parcurs că ne spune despre Duhul Sfânt. El este cel care vede famenul în lupta lui și Duhul Sfânt intervine să pună în mișcare tot planul acesta ca acest om Filip să ajungă să predice famenului. În timpul vieții tale, Duhul Sfânt va crea cadre specifice, momente specifice când îți va vorbi vieții tale. S-a recitat mai devreme, n-a mâna, poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Este un moment oportun în care Dumnezeu îți vorbește, te prelucrează. Pentru aceștia zece, Dumnezeu a vorbit și au ascultat chemarea Mare, lăudat să fie Domnul. Inima lor, mișcată de Cuvântul lui Dumnezeu, a primit certitudinea că ei trebuie să se întâlnească cu Domnul. De aceea, astăzi sunt prezenți aici. Dar pentru tine care mă asculți, mă întreb, oare Duhul Sfânt nu bate și la inima ta? Oare Duhul Sfânt n-a pus în mișcare atâtea lucruri care să fie astăzi, ziua aceasta creată pentru tine? Dumnezeu te caută și vrea ca pentru timpul vieții tale, în drumul vieții tale, momentul întâlnirii să se observe și în viața ta. Doamne ajută la aceasta! în drumul vieții noastre există un moment numit al întâlnirii. Și observați că drumul acesta, momentul întâlnirii să fie într-un moment în care drumul tău coboară. Du-te pe drumul care coboară spre Ierusalim. Știți că sunt momente în care în viața noastră coborâm? În acele momente îl auzim cel mai bine pe Dumnezeu. Atunci când muzica merge tare, când toți dansează, beau să simt bine, parcă nu prea auzi vocea lui. Dar în momentul când toți prietenii te lasă, când nimeni nu mai stă pe lângă tine, când ajungi în cel mai jos punct al vieții tale, în coborârea aceea drumului pustiului, acolo începi să auzi. Vocea și glasul lui Dumnezeu îți vorbește stăpânul, te caută, te cheamă, vrea să intri în părtășie cu El. Este momentul întâlnirii. Al doilea moment care va trebui să se observe în viața noastră, dragii mei ascultători, este momentul convingerii. De la momentul întâlnirii trebuie să parcurge momentul convingerii. Și observați ce ne spune Sfânta Scriptură mergând mai departe. În versetul 36-37, pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: Dacă crezi din toată inima, se poate. Famila a răspuns: Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Pe când urmau ei drumul, în timpul drumului vieții tale, există un moment numit momentul convingerii. Momentul când Dumnezeu îți aduce El argumentele necesare cugetului tău ca să înțelegi cu adevărat că El este și El te cheamă să te împaci cu El. Nu doar că te întâlnești cu Dumnezeu, sunt momente când ești frământat, ai întrebări, oare este, nu este, dar în momentul convingerii, este momentul când intervine Dumnezeu și începe El să prelucreze viața ta. Și tot Duhul Sfânt este Cel care se implică aici. Ne spune mai devreme în 29, Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Și nu doar că îl ajunge, gândiți-vă, un car, mergând la viteza unor animale care îl trăgeau și omul ăsta din distanță vede carul. Pe cât să fugi tu de repede ca să ajungi carul acela în deșert și în pustiu? Duhul Sfânt intervine și îl propulsează pe Filip, îl răpește dacă vreți și îl duce în zona carului. Și apoi Filip ajunge lângă car. Fiind acolo, îl aude pe fame citind din prorocul Isaia și întreabă, înțelegi tu ce citești? la care fame nu spune, dacă nu mi-ar explica cineva, cum aș putea eu să înțeleg? Și Filip începe să explice Sfânta Scriptură. Observați ceva important, versetul 35, atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe? Pe cine, dragii mei? N-ați venit astăzi să auziți predica cultului pentecostal sau predica unor Pastor, preoți, cum vreți dumneavoastră, ați venit a să auziți despre Domnul Isus Hristos. Filip l-a propovăduit pe Domnul Isus. Noi nu vă propovăduim nici cultura noastră, nici ideile noastre, nici cultul nostru. Noi vă predicăm cuvântul lui Dumnezeu, care arată pe Domnul Isus, mărit să fie în numele Său. Singurul care dă mântuirea este Domnul Isus Hristos. Și Filip pe Isus Hristos îl predică acestui famen. Este momentul convingerii. Momentul când cuvântul lui Dumnezeu începe să lucreze. Uh, un pastor din România povestea o întâmplare din viața lui când în anii de facultate avea un prieten care făcea doctoratul la filozofie, el fiind doctorant la teologie. Și spune la un moment dat că i-a dat mai multe argumente despre Dumnezeu, existența lui Dumnezeu, așa cum știm și noi să le expunem, să le explicăm. Acest prieten de la filozofie îi spune, uite, am și un argument, nu cred, ce argument mai ai? La care cel pocăit îi spune, auzi, pentru că mi ești prieten și mi ești dator cu o datorie, vreau să vin împreună cu mine la biserică. Și a acceptat din cauza datoriei care era evidentă pentru el, acceptă să meargă la biserică cu el. Și ajung într-o zi de joi seara, într-o zi în care nu era cum este astăzi o sărbătoare specială, n-au cântat atâtea formații și grupuri, n-au fost frați invitați să predice din altă parte de Evanghelia, ci o zi când biserica de acasă era împărtășia de joi seara. În timpul acesta predica la învon un frate mai în vârstă așa cum putea el, cu viteza care avea dumnealui, cu înțelegerea care avea asupra Scripturii, nu cu multe argumente mente, dar din cuvântul lui Dumnezeu. În timpul acestui moment, zicea cel pocăit, caut pe cineva plângând în adunare. Și când mă întorc, plângea prietenul ateu lângă mine și îi dau un cot, oprește-mă că se uită oamenii la noi, la care îi spune, până acum ai încercat tu să mă convingi, acum mă convinge Duhul Sfânt. Că în momentul când apare Duhul Sfânt, când prelucrează mintea, cugetul, înțelegerea noastră, toate se schimbă, lăudat să fie Domnul. La noi în biserică avem o soră care este membra bisericii noastre. Ani de zile, mulți ani de zile, aproximativ 50 de ani a fost căsătorită cu un bărbat care n-a vrut să se pocăiască. Un om care a fost cu minte din privința aceasta, nu i-a făcut nimic ca rău ei, dar un om care și-a trăit viața, cum zice noi, ca în lume, făcând fel de fel de păcate ca oamenii în lume. Omul acesta, de mai multe ori, a venit la biserică împreună cu noi, a fost la părtășie împreună cu noi, a ascultat cuvântul, a fost momente când a fost la întâlniri cu noi, dar în toți anii aceștia n-a vrut să boteze. Acum, ajungând în vârsta de aproape 80 de ani, este internat în spital bolnav deodată. Plămânii sunt foarte afectați și nu se simte bine. Și mă sună sora Cornelia spunându-mi, n-ai vrea să vii până la spital să faci o rugăciune pentru el? Cu foarte mare drag. Și mă duc, spitalul fiind un pic mai departe de noi, ajung până la spital, intru înăuntru, vorbesc împreună cu el și îi spun un pic despre Domnul Isus. Îi mai recapitulez încă o dată ce știa și dumnealui. Soția lui s-a rugat multă vreme pentru el. A așteptat ani de zile în greutățile prin care le-a întâmpinat în viața unui om care nu este pocăit. Și acum discut împreună cu el, îi spun încă o dată că Isus îl iubește, că el trebuie să se împace cu Dumnezeu și această decizie aparține lui în exclusivitate. Dar noi nu putem face mai mult decât să spunem. Am făcut o rugăciune și am plecat. La care m-a condus afară sora Cornelia și când se întoarce înapoi înăuntru în salon îl întreabă, Da unde e păstorul? Păi a plecat. Pe păi cum a plecat? Păi s-a dus acasă. De ce? Vrei să vin înapoi? Eu vreau să mă boteze, zice el. Păi dacă tu vrei să te boteze, putem să-l sunăm să vină, dar eu vreau să vin înapoi să mă boteze. Mă sună sora Cornelia, poți să vin înapoi? Vin înapoi. În seara aceea vin cu un alt păstor împreună și stăm amândoi de vorbă. Auzi ce se întâmplă? Care este? Eu vreau să-mi dau viața Domnului Isus. Eu pun o întrebare. Dacă Dumnezeu vă vindecă, spuneam mai devreme fratele Cristi, că mulți au fost vindecați și au ajuns direct în club. Asta e durerea cea mai mare. Dacă Dumnezeu vă vindecă, ce veți face când ieșiți din spital? Eu vreau să merg la biserică, eu vreau să fiu copilul Domnului Isus. Slavă Domnului! Discutăm împreună cu el, îl mărturisim, îl mărturisim despre ceea ce înseamnă credința și acolo în spital cum s-a putut. L-am botezat. Am plecat acasă, a doua zi sunt să mă interesez de el. Zic, doctorii, nu știm ce s-a întâmplat aseară, dar de aseară până în ziua de azi ceva s-a schimbat la omul ăsta. Este foarte liniștit, e cu multă pace, îi foarte vioi, a mâncat dimineață, fiind bolnav cu plămânii, nu putea mânca. Nu s-a îmbunătățit numai decât la sănătate, dar ceva s-a schimbat profund în el. Am fost iară să-l vizitez, era tot mai obosit. Și acum, peste o săptămână, am avut cina Domnului și fiind acum botezat, m-am dus să-l împărtășesc la spital. Ajung la spital, era foarte obosit. Vrei să-i cina? Aș vrea. Îl împărtășesc, mă duc acasă și după două ore după ce la cina, a plecat la Domnul. Dragii mei, nu știi când bate ceasul și pentru viața ta. Azi e sănătos, ești tare. N-ai nicio garanție că mai pleci în adunare în această dimineață. Am avut caz la noi în biserică, când în timpul slujbei un frate a plecat la Domnul. Știa, simțea el ceva. Cu patru zile mai devreme, în birou pastoral, s-a făcut ungerea pentru soția Dumnealui care nu se simțea bine. Și i-am spune, eu vreau să plec înaintea lui. Nu vreau să petrec nici măcar o oră fără el. Asta înseamnă o căsătorie fericită, la care el pune umărul în mine și mă împinge genușă. Și pune așa mâna, zice, eu vreau să plec înaintea ei, să nu rămân eu fără ea cumva. Asta a fost joi. Duminică dimineața ajunge la Dunare, când vine spre biserică, el o îmbrățișează. Ea spune, dar ce e cu tine, Pavele? Măi, Atâta, o îmbrățișează. Când ajunge la biserică, fratele Hozan îl întâlnește în hol. Hai să ne salutăm, frate Pavele, și el spune să ne salutăm acolo la poarta Raiului. Am început slujba și la mijlocul slujbei, când am făcut niște binecuvântări de copii, când am ridicat biserica în picioare, el s-a așezat pe bancă și a plecat la Domnul. Acolo, în biserică. Cine îți garantează că mai pleci acasă de aici? Că viața ta atârnă de mâna lui Dumnezeu, stăpânului cel care determină cât mai bate și când mai bate inima ta. De aceea astăzi este ziua întâlnirii cu Domnul. Duhul Sfânt e cel care conduce etapa convingerii și în drumul vieții tale vine un moment când trebuie să fii convins că Dumnezeu este, că te iubește și te mântie prin Domnul Hristos, mărit să fie în numele Domnului. Ia propovăduit pe Domnul Isus. Și vreau să observați ceva. Mai citiți textul de câte ori vreți dumneavoastră. Că nici unde nu veți vedea în textul acesta că spune că Filip l-a rugat pe famen să se boteze. Filip a stăruit, te rog frumos, ar fi normal. Hai pentru statistica de la biserica din Ierusalim. Nu vrei să iei tu în apă, că ne-ar face nouă bine. Nici unde nu spune Filip lui Famen, tu trebuie, convinge-l ca să se boteze. Filip i-a predicat pe Domnul Isus Hristos și lucrarea de mântuire. Atât de convins a fost omul acesta de lucrarea aceea, încât a spus și eu îl vreau pe Isus. Și ce trebuie să fac ca să-l am și eu pe el? Și în procesul predicării este un exemplu dat din Sfânta Scriptură că cei ce sunt ai lui încheie legământ în apă cu Domnul. De ce? Pentru că eu m-am căsătorit pentru că o iubesc foarte mult pe soția mea. Acum îmi permit să spun că e de față aici și mă aude. Într-o predică predica, predica unul că bărbatul să-și iubească nevasta. Și din bancă se o voce, Iohan, Ios aici, era soția lui. Bă, e de față și mă aude. O iubesc foarte mult și pentru că o iubesc foarte mult am luat-o să fie a mea. Desigur, cu consimțământul ei. Și am întrebat-o dacă vrea să ne căsătorim. Da. Când am fost noi considerați căsătoriți, dragii mei? Pentru că unii încep viața în stilul lumii. Se iubesc, se drăgălesc, trăiesc împreună, fac doi, trei copii ca și te se vadă dacă merge și dacă chiar merge până la urmă într-o zi să ori căsători. Când sunt oamenii considerați căsătoriți? În ziua când semnează actele. Când ai semnat actele, ești de drept considerat căsătorit. Până atunci poți să fii orice, dar nu căsătorit. Poți să fii îndrăgostit, poți să fii amant, poți să fii ce vrei tu, dar nu ești căsătorit. Când semnezi actele, atunci devii căsătorit. Dragii mei, eu cred că Dumnezeu există. Eu cred în Domnul Isus Hristos. Cred că a trăit pe acest pământ murind pentru păcatele omenirii și pentru păcatele mele personal. Dar și dracii cred și se înfioară. Măcar dracii se înfioară. Oamenii nici măcar nu se înfioară. Și dacă crezi cu adevărat, prin ce se dovedește credința ta? Eu în ziua când am înțeles cu adevărat că El este, am vrut să-mi predau viața Domnului și am vrut să o știe toată lumea, pentru că a fost alegerea mea personală. Și mai fac aici o remarcă. De aceea botezul se face într-un moment când omul poate conștient să decidă că vrea să fie copilul Domnului Iisus. Când el poate mărturisi că la un moment dat famenul, fiind cuprins de învățătura despre Isus, este așa de mișcat încât îi spune la Filip, pe o apă. Pe mine ce m-ar împiedica să fiu botezat? Și Filip îi spune un singur lucru. Dacă crezi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, se poate. La care acum Afamen răspunde, cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A, auzind această mărturisire, Filip l-a putut boteza. Nu mai devreme, nu forțat, nu obligatoriu, a fost declarația lui de aceea, dragii mei, cu tot respectul pentru orice alt cult, ascultați-mă foarte bine, că al tău botez să se considere legitim, se face într-un moment de conștiență totală. De aceea, la căsătorie, consemnează amândoi că vor, că dacă unul spune, eu am de ales, el vrea să mă ia și n-am de ales, ai problemă, amândoi trebuie să fie de acord. Mărturisesc amândoi și în baza acelei mărturii se nează actele. Dacă botezul tău n-a fost făcut conștient, realizând, ascultă-mă bine cu tot respectul, n-are nicio valoare. De aceea se face într-un moment conștient. Și eu am fost botezat la vârstă de șase săptămâni părinții mei, fiind oameni ortodoxi, credincioși, cu minți, n-au dat în cap la nimeni, n-au spart casa nimănui, oameni foarte respectabili. M-au dus la Timișoara, la catedrală și m-au dus să fiu botezat. Vă mărturisesc cu sinceritate și cu respect nu știu ce s-a întâmplat în ziua aceea. Nu mi-aduc aminte dacă a fost soare sau rece, nu mi-aduc aminte dacă părintele au fost plăcut sau nu, nu mi-aduc aminte dacă a fost apa caldă sau nu, nici măcar dacă am țipat, nu știu. Nu știu nimic. Doar că mi s-a spus mai târziu, mă, tu ești creștin. Dar pe mine cine m-a întrebat dacă vreau să fiu creștin? Cine mi-a dat mie în dreptul și consimțământul că vreau să fiu creștin? Cine mi-a mie voie să-mi fac aceasta? Nimeni. M-a băgat forțat în apă și au să creștin. Dar îmi aduc aminte că la o zi, când aveam și-o 15 ani, am declarat în apa botezului în biserica din Chiciner că eu vreau să fiu copilul lui Dumnezeu. Îmi aduc aminte că era o zi însorită, frumoasă afară. Am fost mai mulți candidați în ziua aceea. Și pastorul Pop și pastorul Hozan m-a botezat în apă întrebându-mă. Îmi aduc aminte și ce au zis despre mine la botez. Uite, în apa botezului a fratele Andrei. E un băiat mai tânăr, dar demonstrează o maturitate spirituală. De aceea te întrebăm și m-am mărturisit. Îmi aduc aminte despre ziua aceea, dragii mei, că am făcut-o voit conștient, știind că Dumnezeu m-a chemat la mântuire. Ce s-a întâmplat premergător acelui moment pentru mine a fost că în camera mea, într-o zi citind din Sfânta Scriptură, citind prin cuvântul acesta, am dat peste un verset care mi-a schimbat viața diametral. O oricine va vrea să scape viața și o va pierde. Și oricine o va pierde din pricina mea și a Evangheliei, o va mântui. Am căzut pe genunchi și am început să plâng în camera mea și zis, Doamne, nu pot, ce cert -o aici e prea greu, costă prea mult, mi-e frică. El a fost momentul când Duhul Sfânt m-a convins și pe mine că El există. Că trebuie să mă împac cu Dumnezeu, că viața mea trebuie dată lui Dumnezeu. Dragul meu ascultător, este ziua când Dumnezeu vrea să te convingă. Și argumentele nu vin din partea unei biserici, vin din partea Cuvântului Lui Dumnezeu. Știi că Iisus Hristos a plătit pentru păcatele tale la Calvar? Dați-mi voi să vă dau un exemplu foarte pragmatic ca să înțelegeți cum arată lucrul acesta. Dumnezeu este un judecător drept. De acord cu mine? E drept, da? Pentru că dacă ar fi nedrept, ar fi vai de noi. Dar Biblia afirmă peste tot că Dumnezeu e un judecător drept. Ce face un judecător drept cu oameni păcătoși. Ce face? Hai să o duc la extremă. Dacă ar fi să apară un criminal care o violat, o omorât, lucruri odioase, nici nu vreau să le spun că e rușine. Să apară un astfel de om, vă întreb, dacă un judecător i-ar spune, du-te în pace că n-ai făcut nimic, ar fi un judecător drept? Pe ar țipa toată lumea, e nedreptate maximală, nu-i normal așa ceva, merită moartea. Și merită moarte pentru păcatele lui. Ei, dragii mei, cum s-ar putea ca Dumnezeu, care spune în Biblie că El nu poate trece cu vederea păcatul omului, El e drept judecător, cum ar putea Dumnezeu să ne ierte pe noi păcătoșii? Măcar ca par care spun că Dumnezeu în mila Lui trece cu vederea păcatul nostru. Mă parcă e o contradicție. păi ori trece, ori nu trece, că nu poate să treacă, că e drept. Și cum o face atunci Dumnezeu? Știți cum o face? În momentul morții Domnului Isus Hristos, Dumnezeu a plătit de drept păcatul nostru în jertfa lui Hristos. Hristos plătea de drept pentru păcatele mele, ca eu să primesc neprihănirea lui și el să primească pediapsa mea. S-a făcut un schimb la cruce. Uite cum arată practic. Dacă un polițai te oprește pe drum, și îți dă o amendă colosală. La noi în Canada, dacă ai mers cu 50 peste limită, îți dă automat 10.000 amendă. Plus posibil 6 luni de pușcărie, plus îți ia mașina, plus carnetul, multe, dific... multe uh, periculoase. Dar rămâne măcar la una simplă. 10.000 amendă. Nu simplu, e simplă, e complicată, da? e mai simplă de explicat. 10.000 amendă. Dacă un polițai vine la ușa ta, știind că ai fost peste limită mult, știind că asta e pe diapsa, te întreb, ai vrea să fie bun sau drept cu tine? Păi evident că ai vrea să fie bun cu mine. Ce înseamnă să fie bun cu tine? Înseamnă să nu-mi dea amenda aia totală. Bun, dacă nu-mi dea amenda totală, înseamnă că nu-i drept. Că un polițai drept aplică legea drept. Dreptatea cere pediapsă. Bunătatea ne, ne pare că ne-ar scuti de pediapsă. Eu întreb, se poate ca un polițai să fie și drept și bun în același timp? Și eu am zis că se poate, se poate, știți cum? În momentul în care vine la geamul tău, îți dă amenda 10.000 de dolari, asta e amenda ta, e pediapsa cuvenită. Și apoi scoate el un cec din buzunarul lui și îți scrie el suma de 10.000 și îți plătește el amenda ta. Ai ar fi și bun și drept. Acum ar fi nedrept față de el să fac așa ceva, dar aia înseamnă că ți-a asumat el pe diapsa. La calvar Dumnezeu a plătit vina păcatului tău și al meu, dragul meu ascultător. Dumnezeu a contabilizat din eternitate toate păcatele care aveai să le faci și încă nu le-ai făcut. Toate le-a știut Dumnezeu. Și în aspect judiciar, la Calvar, Dumnezeu îl pedepsea pe Hristos pentru noi, căci pe diapsa care ne dă pacea a căzut asupra lui, mărit să fie în numele Domnului asta citea famenul. Exact ăsta era capitolul din cartea Isaia, că pe, Hristos Dumnezeu a găsit cu cale să-L zdrobească pentru noi și noi credeam că-i pedepsit, bătut de soartă, îi pricopsit că așa merită, dar El murea pentru noi. Hristos a murit pentru păcatele noastre, mărit să fie în numele Domnului. Asta înseamnă, dragul meu, că la calvar când el murea și a zis, Doamne, dacă se poate, fă să treacă acest pahar. Nu era vorba de cruce, nu era vorba de suferință, era vorba de paharul mâniei divine, a păcatului care era turnat peste el, căci pe cel ce n-a cunoscut păcat, zice Pavel, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu prin Hristos, mărit să fie Domnul. Hristos a murit pentru noi. Și asta este momentul convingerii, când mintea ta trebuie luminată și să înțelegi că asta a făcut Isus Hristos în locul tău. De aceea, botezul este un act conștient. Botezul este mărturia unui cuget curat, schimbat în noi de Dumnezeu, prin care afirm că vrei de azi, conștient, să devii al său. Întreabă-te, drag creștin, care mărturisești că îl crezi pe Hristos, în viața ta s-a întâmplat un astfel de moment? A fost, a fost o astfel de situație în care ai fost atât convins că asta vrea Dumnezeu încât să-ți predai cu adevărat viața Lui? astăzi poate este ziua când Dumnezeu convinge în viața ta. Drumul vieții tale parcurge multele evenimente. În primul rând este un moment al întâlnirii cu El. De la acel moment va trebui să fie un moment al convingerii. Și mai apare un moment care este necesar pentru toți care sunt în prezență aici și de azi pentru dumneavoastră, candidaților, trebuie să fie evident în viața voastră. Este momentul schimbării. Este un moment când viața se schimbă diametral. Ne spune versetul 39. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum, cum? Plin de bucurie. În momentul mântuirii, în momentul când Dumnezeu intră în viața ta, ceva se schimbă. Și -o viața ta trebuie să arate diametral, diferită. Observați că la momentul întâlnirii, Duhul Sfânt acționează să ne caute, să ne prelucreze. În momentul convingerii, Duhul Sfânt e cel care ne convinge. Dar în momentul schimbării, e tot Duhul Sfânt cel care face schimbarea în viața noastră. Nu încerca să te mântui singur, că nu ai cum. Natura asta care este în noi strigă împotriva lui Dumnezeu. Am nouă copii prin Harul Domnului. Am văzut foarte bine aceste etape. Crescut în casa mea. Nu sunt cel mai bun nici pe departe. Da, măcar așa o luăm pe linia asta clerică. Păi, ești păstor, ești la biserică, ești pocăit, cu minte. Vreau să cred că pe copiii mei am învățat să fie copii cu minți. Încă s-au născut din mine, mai ales. Și acum, mă uit la vârsta de doi anișori, că mă minte în față. Auzi, cine eu mâncat aici? Nu mine. Păi, dar numai tu ești în casă. Nu mine. Dar n-are cine altcineva că numai tu erai prezent. Nu mine. Dar cine au fost? Sami. Sami nici măcar nu este acasă. De unde până unde înscris în ei așa ceva? Pentru că, dragii mei, nimeni nu învață pe copil să mintă. Asta e înscris în natura căzută în care noi suntem. Asta e natura din noi. Tocmai de aceea când apar oameni cu sintagma Eu așa m-am născut, îmi pare foarte rău, m-am născut cu astfel de orientări." Toți ne-am născut cu orientări greșite. Avem nevoie să fim născuți din nou ca să fim schimbați de Dumnezeu. Doamne, ajută la aceasta! Nu încerca să te schimbi, că n-ai cum. Poți să te blastem pe toate sicriile și mormintele oamenilor, că nu te schimbi. Pentru că în momentul când viciul, patima te lovește, te va trage exact înapoi de unde ai plecat. Singurul care îți poate rupe legătura și poate schimba viața ta este Domnul Dumnezeu. Și Duhul Sfânt care modelează, acționează, ne schimbă mintea noastră, laudat să fie în numele Domnului. De aceea, momentul schimbării trebuie să fie evident în viața ta. Este momentul când Dumnezeu îți prelucrează viața. Ascultați ce spune Apostolul Pavel, Galaten 2 cu 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și? Și? Da, gândiți-vă un pic să ce spuneți acum. Dacă cineva este răstignit, mai trăiește? Natural, dacă cineva este executat, la moare. Și atunci când Pavel spune, eu am fost răstignit, dar trăiesc. Asta e un paradox, asta nu se poate, nu face sens. Dacă ai fost răstignit, ești mort, ai murit. Și Pavel corect spune, eu am fost răstignit împreună cu Hristos și practic eu sunt mort, dar trăiesc. Și Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu. Adică, dragii mei, în momentul nașterii din nou, care neapărat trebuie să preceadă momentul botezului, în momentul acela eu am murit de drept. Măcar că mai trăiesc în trup, eu am murit față de lumea aceasta. Apetiturile mele, dorințele mele, nu mai există întrucât eu am murit. Și acum eu trăiesc în trup mai departe, prin Hristosul care m-a mântuit, adică eu deja sunt cu Hristos într-o uniune în locurile ceresc, măcar că încă trăiesc aici, trăiesc aici ca și acolo. Asta înseamnă, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Adică eu deja sunt mort de drept față de natura veche, dar trăiesc față de Dumnezeu prin Domnul Hristos. Și de aceea eu nu mai pot să fac nimic decât ce îmi dă voie Domnul Hristos. Un frate pe drept spunea, fiind în tren într-o zi cu un grup de oameni, într-un compartiment, oamenii aceia vreau să joace niște cărți. Și spune fratelui, frate, domnule, nu vrei să joci cu noi împreună, că mai avem nevoie de un om la, la jocul acesta, la care el spune, m-aș juca cu voi, dar eu nu mai am mâini. Cum n-ai mâini, omule, că văd ai mâini acolo. Mă iertați, mâinile astea sunt ale Domnului Isus Hristos. Eu din ziua când m-am pocăit, mi-am predat trupul lui. Mâinile mele, ochii mei, gura mea sunt ale lui Isus. Cu mâinile astea nu pot să joc, îmi pare foarte rău. S-a uitat perplex la el. Dar asta e realitatea creștinului născut din nou. Eu am fost răstignit, am murit, am fost, dacă vreți, îngropat cu Hristos prin botez și când vin afară, vin la viață nouă. Adică simbolic arăt că eu am înviat din morți și sunt împreună cu Hristos. Asta o face numai Duhul Sfânt în viața noastră. Cel care ne prelucrează, ne învață, ne schimbă, pune roada Lui în viața noastră. De aceea așa arată viața noastră. Dați-mi voie să mai dau un exemplu din familia noastră dacă îmi dați voie. Ca să vedeți cum schimbă Duhul Sfânt. Premergător căsătoriei noastre eram într-o zi la adunare și împreună cu tinerii prezenți la o părtășie. Soția mea atunci când nu era botezată cu Duhul Sfânt, aviză aici celor care se laudă că se botezați cu Duhul Sfânt, degeaba ascultați foarte bine frați pentecostali. vorbești în alte limbi dacă bârvești în limba ta maternă. Degeaba te lauzi că vorbești în alte limbi și în limba maternă bârfești. Dacă Duhul Sfânt este cu adevărat în tine, darurile sunt pentru lucrarea Domnului. Roada e esențială pentru trăirea unui om botezat cu Duhul Sfânt. Și în ziua aceea, fiind la adunare, fratele Hozan spune în felul acesta, este cineva prezent aici care crede că Dumnezeu îi poate da acum Duhul Sfânt să facă un pas în față. Și în timp ce eram la aceea părtășie, soția mea, pe atunci nefiind încă soția mea, face un pas în față, se pune în genunchi. Până a reușit fratele Hozan să pună mâna pe capul ei, i-a început să vorbească în alte limbi. A botezat-o Domnul cu Duhul Sfânt. Știți ce a fost în schimb mai frumos? că după acea experiență, îmi zice mai târziu, după ce ne-am găstorit, știi că din ziua când m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, eu n-am mai putut să ies afară din casă dacă n-aveam batic și fustă. Nu că îi o lege, dar Duhul Sfânt mi-a spus că trebuie să fiu întotdeauna corespunzător, să-L onorez pe Dumnezeu. Asta nu a forțat-o nici părinții, nici biserica, asta Duhul Sfânt o scris în inima ei. Că Duhul Sfânt când te botează, El te schimbă, El te perlucrează, El te face cu adevărat un copil nobil al Dumnezeu, Doamne, la aceasta. Peste dumneavoastră îmi doresc din toată inima să coboare Duhul Sfânt, să vă cerceteze Duhul Sfânt și cei care ați fost și apoteți cu Duhul Sfânt, să creșteți mai departe în lucrarea lui Dumnezeu. Dragă biserică, degeaba ne batem cu pumnul în piept că noi suntem fraților, botezați. Dacă suntem, să se vadă atunci în viața noastră roada Duhului Sfânt. Închei spunându-vă că în drumul vieții noastre, aceste trei momente vor trebui să se întâmple. Momentul întâlnirii cu Dumnezeu. Momentul convingerii când Duhul Sfânt ne trezește în mintea noastră. Momentul schimbării care trebuie să fie evidențiat printr-o trăire curată care îl onorează pe Dumnezeu. Și acum mai rămâne doar un singur lucru. Ce faci cu tot ceea ce ai auzit? Poate unul spune data viitoare, anul viitor la slujba următoare am să mai vin, am să mai ascult și mă conving atunci dacă da sau nu. Garanția zilei de mâine nu ți-o dă absolut nimeni. Este un cuvânt în Sfânta Scriptură câtă vreme se zice astăzi. Este un cuvânt care spune astăzi. Am rămas marcat profund de o întâmplare care fratele păstor Pavel Tipei o povestea din anii mai vechi, Într-o biserică în zona Radului, un frate predica cuvântul lui Dumnezeu. Și în timpul acela spunea dumnealui, când a încheiat mesajul, a spus Este cineva aici care își permite să plece acasă fără Domnul Isus? În lumina tuturor celor ce le-ați auzit, este cineva care își permite să plece acasă fără Isus? Și o tânără din biserică, nebotezată încă, a luat Noul Testament și cu un creon a scris Eu plec acasă fără Isus”. Și a plecat acasă. N-a trăznit-o nimeni, n-a căzut biserica pe ea, a plecat acasă. În schimb, în seara aceea, zicea dumnealui, că a început iată să facă o criză foarte mare. A început să plângă, a început să strige. Eu mor și mor fără Isus. Tatăl ei, slujitor în biserică, intră în cameră, ce se întâmplă cu tine? Eu plec și plec fără Isus. Fuge repede dumnealui cu bicicleta să meargă să caute pe fratele păstor și îl cheamă să vină acasă. Vine fratele păstor, vorbește cu fata aceasta, ce cu tine, dragă? Eu plec și plec fără Isus. Te auzi, tu cânti în orchestră la biserică, tu ești aici cu noi în adunare, cum te stai liniștită? Frate, tu înțelegi că eu plec acasă și eu plec fără Isus. Auzi, tata tău e în biserică, slujește cu noi împreună, voi sunteți familie bună, stai liniștită că Domnul te iubește. Frate, eu plec și plec fără Isus. Dăm nou testament de acolo. Și îl ia și deschide. Azi când ai vorbit și ai întrebat, este cineva care își permite să plece acasă fără Domnul Isus? Eu am scris cu mâna mea cuvintele astea, eu plec și plec acasă fără Isus. Frate, îmi dau seama acum că eu plec și plec fără Isus. La care fratele îi spune, auzi, lasă, uite, ne rugăm împreună, Domnul să te ierte, se întâmplă că facem greșeli. Și ea strigă încă o dată, frate, eu plec și plec fără. Și murit. Stop cardiac la vârstă fragedă. Dragul meu ascultător, ascultă-mă foarte bine. Scopul meu nu este să manipulez pe nimeni, nu să conving pe nimeni că așa trebuie. Ai o face Duhul Sfânt, El convinge, El schimbă. Eu atât sunt responsabil să spun, Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te caută, până să fi știut tu că este, El din veșnicie te cunoștea. A rânduit pentru tine ziua aceasta din eternitate, în planul divin, toate au fost scrise. Este ziua când Dumnezeu te întâlnește în pustiul vieții tale, ca pe acest famen etiopian. Este ziua când Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, în interior, îți vorbește inimii tale, dându-ți convingerea necesară că El este. Este ziua când Dumnezeu îți spune că numai El, numai El și numai El, prin Duhul Sfânt, îți poate cu adevărat schimba viața. Nu pleca acasă fără Isus. Nu știi câtă vreme mâna lui la ușa ta are să mai bată. Câtă vreme rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, nici unul din voi să nu se găsească venit prea târziu. Poate fi un moment numit prea târziu. Astăzi încă mai este har. Îmi doresc din toată inima, în drumul vieții dumneavoastră, aceste trei etape să se întâmple. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă întărească și Dumnezeu să vă mântuiască. Amin.